Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele informații ale zilei. Amenzi și carne confiscată în târgurile din județ. Fără păsări vii în piețe din cauza gripei aviare. Jandarmeria Giurgiu gazdă pentru sute de copii. Siguranța alimentației, semnalul de alarmă de Ziua Mondială a Sănătății. Concurs de gimnastică pentru fete la școala numărul 2. Târgurile din localitățile Dobreni, Călugăreni și Bolintin Vale au făcut obiectul unor razii și ale jandarmilor și polițiștilor giurgiuveni împreună cu inspectori ai Direcției Sanitar-Veterinare. S-au verificat societăți comerciale, dar și persoane fizice, iar acțiunea a fost urmată de sancțiuni și de sute de kilograme de carne confiscată. Duminică, chiar de flori, vânzătorii din târgurile săptămânale din localitățile Dobreni, Călugăreni și Bolintin Vale s-au trezit cu polițiștii, jandarmii și inspectorii de la DSV în cadrul unui control inopinat. Raziile au vizat verificarea societăților comerciale, dar și a persoanelor fizice care desfășurau activități în cele trei târguri. Neregulile nu au întârziat să apară, așa că s-au aplicat 44 de amenzi pentru nerespectarea legii în domeniul sanitar-veterinar, pentru producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru fabrică. Comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar fără respectarea normelor legale. De asemenea, au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor 460 de kilograme de carne și preparate din carne de porc, vită și oaie în valoare de 7.016 lei, precum și bunuri alimentare și de larg consum în valoare de 300 de lei. Cât ai mai? 3.000? Cât ai? Nu, știu, sunt o jumătate, un bițel. Încă 62. Cum 16? Noi nu avem de unde să plecăm. La acțiunea din cele trei târguri a participat și poliția rutieră Giurgiu, care a aplicat 7 sancțiuni contravenționale și a întocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Este vorba de un tânăr de 26 de ani din comuna Colibaș, județul Giurgiu, care conducea un autoturism pe drumul județean 412 în localitatea Colibaș, județul Giurgiu, fără permis. La numai 3 luni de când s-au depistat 2 cazuri de gripă aviară în Bulgaria, autoritățile din România sunt din nou în alertă. Noi cazuri de gripă aviară au fost descoperite și pe teritoriul țării noastre, pe raza județului Tulcea, la păsări migratoare. Având în vedere această situație, Direcția Sanitar-Veterinară Giurgiu a întreprins o serie de măsuri pentru depistarea precoce a virusului cu potențial de risc pentru sănătatea animală și umană. La sfârșitul lunii ianuarie, Bulgaria notifica Comisiei Europene confirmarea unui caz de gripă aviară la un pelican dalmațian mort în regiunea Burgars. La mai bine de 3 luni de atunci, noi cazuri ale virusului H5N1 au fost depistate pe teritoriul României în zona județului Tulcea, pentru că posibilitatea ca virusul să se răspândească și pe teritoriul județului nostru este una foarte mare. Direcția Sanitar-Veterinară Giurgiu a întreprins o serie de măsuri. La nivel de județ, la noi s-au luat serie de măsuri, printre care toți medicii veterinari au fost instruiți, mai bine zis, li s-a reactualizat legislația care este la baza acestui fenomen. S-au luat, iar la fel au fost instruiți toți administratorii de ferme avicole, care iar la fel pot fi, Doamne ferește, implicați în chestii de genul ăsta, iar primăriile au fost atenționate pentru ca populația să nu mai lase sau să nu mai fie permis libertatea păsărilor atât în spațiile de pe domeniul public, cât și a palmipedelor, când zic palmipede mă refer la brațe și gâște, să nu mai fie lăsate libere pe lacuri, bălți. Tot ca o măsură primordială, membrii asociațiilor de vânători și pescari au fost instruiți cu privire la măsurile care trebuie adoptate în astfel de cazuri. Având în vedere această situație, medicii veterinari trag un semnal de alarmă și spun că orice caz de mortalitate a unei păsări din gospodărie trebuie adusă la cunoștință medicului veterinar. Aș vrea să fac apel la populație ca orice suspiciune, ca orice mortalitate care o are la nivel de gospodărie, să anunțe medicul veterinar, atât concesionar cât și de liberă practică, care, bineînțeles, va ști ce va trebui să facă și ce măsuri să ia. Deci,
apelez încă o dată la populație, orice mortalitate să fie anunțată la medicul veterinar de care aparțin. Reprezentanții autorităților locale au oprit comercializarea păsărilor vii în târguri, piețe, oboare și au dispus interzicerea scoaterii din curte a tuturor păsărilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu, în ceea ce privește modul de acționare în cazul în care vor fi semnalate focare pe teritoriul județului nostru, este bine stabilit. Medicii veterinari sunt gata să intervine, să urmeze toate procedurile care se impun în astfel de situații. Cea mai importantă zi din calendarul creștin, ziua de Paște, este sărbătorită uneori la date diferite de la an la an. Când și cum s-a decis pentru prima oară modalitatea în care se stabilește data anuală a acestei sărbători, aflăm în cele ce urmează. De-a lungul timpului, data sărbătoririi zilei Paștelui a fost calculată după calendare diferite, ceea ce a făcut ca sărbătoarea să fie săvârșită în zile diferite. Aceste diferențe, care uneori însemnau și 4 săptămâni, au creat controverse și dezbinări în unele biserici. Pentru a se realiza o uniformizare a sărbătoririi Paștelui, în cadrul primului sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 s-a stabilit. Paștile vor fi sărbate totdeauna duminica. Această duminică va fi imediat următoare, lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Atunci s-a hotărât ca Paștele creștin să fie calculat după următorul principiu. Prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară. Și cu mențiunea că în momentul în care sau în cazul în care va cădea odată cu Paștele evreiesc, să se decaleze cu o săptămână. În contrast cu toate celelalte sărbători creștine care depind numai de mișcarea soarelui, ziua de Paște depinde atât de mișcarea soarelui, de care la rândul său depinde echinocțul de primăvară, cât și a lunii. Referind la Paște, diferă din punct de vedere calendaristic pentru că Biserica Romano-Catolică are ca punct de referință în calcularea Pascaliei calendarul gregorian, pe când Biserica Ortodoxă calendarul iulian. De aceea, Paștele poate varia. În actuala situație, Paștele Ortodox poate pica între 4 aprilie, care este data cea mai timpurie, până la 8 mai. Dacă în cazul Paștelui Biserica Ortodoxă păstrează calendarul iulian, la care se și raportează, la Ierusalim Lumina Sfântă se coboară în ziua de duminică, atunci când creștinii ortodoxi serbează Paștele, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Este un lucru important care ne arată de fapt că noi trebuie să accentuăm sărbătoarea și pe cel pe care noi îl avem înainte, adică pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care sfințește și timpul de altfel. În ultima instanță, stabilirea datei de Paște este o problemă pur administrativă. Dacă semnificația sărbătoririi este luată în considerare, în ce duminică din calendar este sărbătorită ziua de Paște nu mai are atât de multă importanță. Inspectoratul Județean de Jandarm Giurgiu și-a deschis larg porțile pentru elevii școlilor din municipiu în cadrul programului Școala Altfel. Curtea instituției a fost luată cu asalt de sute de copii, dar și de părinți și bunici care s-au arătat interesați de manifestările organizate cu acest prilej. Jandarmii le-au oferit invitaților un spectacol inedit, plin cu focuri de armă și exerciții cu câinii din dotare. Peste 300 de elevi au pășit astăzi pentru prima dată într-o instituție militară. Totul a fost posibil în cadrul unei acțiuni organizate în cadrul programului educațional Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă, cei mii s-au arătat interesați să cunoască activitatea jandarmilor. În cadrul activității, jandarmii le-au prezentat copiilor materialele de comunicație, intervenție și protecție din dotarea instituției. Punctul culminant al manifestărilor l-a reprezentat prezentarea exercițiilor demonstrative cu câinii special antrenați pentru prinderea infractorilor, detectarea urmelor și a obiectelor.
Secvențele pline de acțiune cu focuri de armă au reprezentat exercițiul demonstrativ de imobilizare și prindere a infractorilor. Jandarmii giurgiuveni au arătat, printr-o situație ipotetică, modul în care se intervine în cazul unei luări de ostatici. De aici nu au lipsit focurile de armă. Dacă faceți o mișcare, eu mor pe toți! Băi, te auziți? Acțiunea continua cu un exercițiu de reabilitare a liniștii și ordinii publice. Demonstrația a încântat la maxim publicul, în special pe copiii care au aplaudat la fiecare exercițiu, transformându-i pe aceștia într-o adevărată galerie. Manifestările de astăzi, majoritatea copiilor s-au declarat încântați, iar cel mai iubit exercițiu, în opinia lor, rămâne cel cu câinii din dotare. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Cel mai mult mi-a plăcut demonstrația cu căței. Ai vrea să devii jandar? Da. Ce ți place cel mai mult la această meserie? Ce știi tu despre meseria de jandar? Cel mai mult îmi place acțiunea, că lucrează cu animale și e foarte frumos. Căței! Îți place meseria de jandarm? N-ai vrea să devii jandarm? Nu. Jandarmeria. Ce exercițiu mai exact? Cel cu câinii sau cel demonstrativ cu hoți? Cel demonstrativ cu hoți. Îți place să fii jandarm? Da. Ai vrea să devii jandarm? Da. Dar ce face un jandarm? Împușcă oameni. Hoți. Pe ansamblu a fost o acțiune reușită în care jandarmii giurgiuveni au demonstrat încă o dată că merită să se bucure de încrederea populației. A fost o zi interesantă pentru zeci de elevi ai unei școli în București. Mulți dintre ei s-au aflat pentru prima dată la Giurgiu și cu siguranță în premieră la Muzeul Poliției de Frontieră, acolo unde uniformele au fost atracția principală. Excursia la Giurgiu a făcut parte din săptămâna Școala Altfel. Elevii unei clase a 5-a de la școala numărul 117 din capitală au ales să petreacă una din zilele dedicate săptămânii Școala Altfel printr-o excursie la Giurgiu. Copiii au vizitat Muzeul Poliției de Frontieră Giurgiu, acolo unde încă de la intrare le-a fost făcut turul exponatelor. În spatele meu puteți observa sigla Muzeului Poliției de Frontieră, două manechine echipate cu uniforma actuală a Poliției de Frontieră, iar în spatele vostru puteți observa o butaforie unde este reprezentat un foișor de unde se făcea observarea frontierei de stat în urmă cu ani de zile. Un soldat echipat într-o uniformă de acum 25-30 de ani. Elevii bucureșteni au admirat colecția drapelelor de luptă, expoziția de uniforme grănicerești, cea de uniforme actuale ale țărilor europene, machete ale navelor fluviale ale Poliției de Frontieră, arme actuale și din timpul celor două războaie mondiale, epoleți, insigne, decorații și publicații istorice. Micii vizitatori au fost atât de încântați de exponate, încât s-au străduit să le capteze aproape pe toate cu telefoanele mobile. Cum ți se pare? Foarte frumos. Așa, din prima vedere, mi se pare foarte frumos. Cum ți se par uniforme? Foarte frumoase. De ai văzut? Nu. Ce ai văzut tu aici la muzeu? O,
uniforme de pe timpurile vechi, de acum 200 de ani, dar nu sunt originale și acum știu cum arată acele uniforme de acum 200 sau 100 de ani. Nu le-ai mai văzut până acum? Nu, niciodată. Mi-aș fi dorit să port una. Mărimea tabloului reprezentând bătălia de la Călugăreni, expus în sala de consiliu, i-a impresionat plăcut pe micii vizitatori. Cum ți se pare sala de consiliu de aici? E specială, e mare, e foarte încăpătoare. Tablou ce zic? Păi îi reprezintă bătălia de la Călugăreni și e expresiv, e frumos. Copiii din cadrul mai multor grădinițe și școli sunt așteptați până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a afla istoria și valorile poliției de frontieră. În cursul săptămânii, elevi din cadrul mai multor școli din municipiul Giurgiu au venit să viziteze Muzeul Poliției de Frontieră, dar și punctul de trecere a frontierei Giurgiu. În cadrul punctului, aceștia vor asista la o prezentare a tehnicii din dotare, la un exercițiu cu un câine de serviciu și împreună vom traversa podul prieteniei. Înainte de a-și continua vizita, elevii bucureșteni au semnat în cartea de onoare a Muzeului Poliției de Frontieră, apreciind modul în care au fost primiți și în care li s-au prezentat exponatele. Poliția locală are o agendă încărcată în această perioadă. După ce au însoțit poștașii ce aveau sume mari de bani asupra lor pentru plata pensiilor, polițiștii locali se pregătesc pentru acțiunile specifice legate de siguranța de Paști și de zilele orașului. Pentru pregătirea acțiunilor specifice legate de asigurarea liniștii și ordinii publice de Paști, reprezentanții poliției locale se întâlnesc mâine cu cei ai Inspectoratului Județean de Jandarmi. Sunt vizate îndeosebi bisericile, în serile deniilor și în mod special în seara de înviere. Avem o fluctuație destul de mare și în municipiu, dar și la bisericile, lăcașele de cult de pe raza municipiului Giurgiu. Alte activități pentru perioada următoare, meciul de fotbal cu Steaua București, în data de 12, începând cu ora 19, unde vom lua măsuri speciale pentru menținerea ordinii și liniștii publice, alături de jandarmii din municipiul Giurgiu și de poliția municipiului Giurgiu. Urmează perioada 23-26 aprilie, când giurgiuvenii sărbătoresc patronul spiritual al orașului, Sfântul Gheorghe. Începând cu ziua de 23 și încheiând cu ziua de 26 aprilie. După aceea, până în data de 26 mai, vom desfășura activități specifice pentru diferite activități culturale care se desfășoară pe raza municipiului Giurgiu. Deci avem o activitate destul de intensă în această perioadă. Din 13 aprilie, polițiștii locali se vor ocupa de rezolvarea unei probleme care trenează de multă vreme în Giurgiu, staționarea în parcările din jurul pieței centrale și pe trotuarele municipiului. În acest sens, există o hotărâre a Consiliului Local, care a fost supusă dezbaterii publice. Pe raza municipiului, începând cu săptămâna 13 aprilie și în continuare, vom pune în aplicare hotărârile Consiliului Local privind hotărârea 109 din luna martie 2015 privind staționarea în parcările din jurul pieței centrale. Vom lua niște măsuri specifice conform prevederilor acestei hotărâri, hotărâre care a fost supusă dezbaterii publice și afară de această măsură care se va lua în piața centrală pentru disciplinarea circulației, vom pune în aplicare o adresă primită din partea primăriei municipiului Giurgiu privind staționarea pe trotuarele din municipiul Giurgiu. După cum cunoașteți, au fost lucrări făcute pentru amenajarea acestor trotuare și sunt șoferi care staționează în mod voit pe aceste trotuare și nu este corect. O altă acțiune a poliției locale ține de ridicarea mașinilor vechi ce staționează de mai mult de 6 luni în diferite locuri de pe domeniul public. Despre acest subiect vom reveni cu amănunte în edițiile viitoare ale Jurnalului de Știri. Ziua Mondială a Sănătății este marcată an de an la 7 aprilie cu începere din 1950. Se încearcă astfel în întreaga lume crearea oportunității de a se întreprinde acțiuni pe direcția problemelor prioritare de sănătate publică. Anul acesta, cu prilejul zilei de 7 aprilie, se trage un semnal de alarmă în direcția siguranței alimentației.
Siguranța alimentației reprezintă tema dezbătută anul acesta cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, zi constituită în 1950 ca urmare a unei doleanțe din 1948, doleanță exprimată cu ocazia primei adunări mondiale a sănătății. Aprovizionarea cu alimente devine din ce în ce mai globalizată și în aceste condiții siguranța alimentației devine o problemă cu rezolvare dificilă pe plan mondial. Mai multe legume, mai multe fructe reprezintă una din recomandările medicului, dar în ultimul timp, asigurarea cantităților necesare presupune condiții modificate de producție și transport. Sunt tot soiul de adevăr de substanțe care sunt adaosuri și care din ce în ce sunt mai numeroase. Opinia mea este ca și a tuturor de a folosi elemente cât se poate de naturale, alimente mai puțin, nu numai în conservanți, trebuie să spunem, dar și în alimentele proaspete există astfel de, dacă vreți, o lămâie care vine dintr-o anumită țară la noi și care uneori are un aspect extraordinar de frumos, suferă anumite transformări și chimice, chiar și de iradiere, pentru ca să poată fi păstrată, ca să poată să ajungă. Produsele din carne, carnea și multe alte produse par a fi tot mai nesigure. Carnea, de exemplu, provine de la un animal care poate a fost tratat în timpul vieții cu suficient de multe antibiotice. O parte din ele rămân încă în carnea pe care noi o consumăm. Dacă se adaugă la antibioticele pe care sau alte medicamente pe care noi însăși le folosim pentru că suntem nevoiți în anumite momente, gândiți-vă că un astfel de cumul este deja nociv. Cum putem să ne protejăm în asemenea condiții? Să alegem produse bio cât se poate de multe și din surse cât mai sigure, chiar dacă sunt mai scumpe, dar și să respectăm o serie de reguli privitoare la păstrarea ori folosirea apei și alimentelor. Cum ar fi? Alimentele trebuie păstrate corespunzător din punct de vedere igienic. Produsele crude se vor separa de cele preparate. Apa și alte materiale utilizate la prepararea hranei trebuie să provină din surse sigure. O clasă de elevi de la școala numărul 10 a adus bucurie pe chipurile persoanelor cu dizabilități din Casa Combăr. Pe lângă darurile speciale pe care le-au oferit cu ocazia apropierii sărbătorilor pascale, elevii au încântat pe adulții cu handicap cu un program artistic. Pentru că suntem în apropierea sărbătorilor de Paște, dar și în săptămâna dedicată activităților extracurriculare, o clasă de elevi de clasa a 4-a de la școala numărul 10 din municipiu a inițiat un proiect deosebit pe care l-a denumit Din suflet pentru suflet. Copiii și-au dorit să ofere daruri persoanelor cu dizabilități din municipiu și au mers la Casa Combăr. Ne bucurăm să ne aflăm astăzi în mijlocul vostru. Eu sunt învățătoarea copiilor de la clasa a 4-a, de la școala numărul 10 din Giurgiu și împreună cu ei și la propunerea lor am inițiat un proiect care se numește Din suflet pentru suflet, prin care ei și-au dorit să doneze, să facă mici cadouri cu ocazia sărbătorilor de Paște unor persoane care au nevoie de aceste cadouri și ne-am gândit la dumneavoastră. Bucuroși de oaspeți, adulții cu handicap au asistat entuziasmați la programul cu cântece și poezii de Paște pregătit de copii. Dacă vreți să-i mulțumiți după ce v-ați deșteptat, salutați pe părinți, cu Hristos a înviat, Domnul Iisus din cer aude, ce frumos a salutat. Și atunci vă va răspunde, adevărat a înviat. Pentru cei care de astăzi le-au devenit prieteni, copiii au confecționat felicitări în care și-au scris gândurile frumoase. De asemenea, elevii au oferit daruri de Paște. La pregătirea pachetelor în care s-au aflat cozonaci, ouă și fructe, au contribuit părinții elevilor, care au oferit sume de bani fiecare după posibilitățile lor. Liceul Teoretic Tudor Vianu a organizat a treia ediție a unei manifestări care a atras zeci de elevi de liceu și din școlile gimnaziale din Giurgiu. Ziua Științei a fost din nou un bun prilej pentru ca elevii de clasa 8-a să se familiarizeze din timp cu activitatea liceului, iar pentru colegilor mai mari, unul de a pune încă o dată în practică ceea ce au învățat la fizică, biologie sau chimie. Ziua Științei, eveniment aflat la a treia ediție la Liceul Tudor Vianu, a devenit una dintre activitățile cele mai atractive pentru liceeni și pentru elevii de clasa a 8-a din școlile gimnaziale giurgiuvene. Pe lângă latura strict științifică, este o bună ocazie de a promova științele pe care elevii le studiază. Ziua Științei este un eveniment organizat de Liceul Teoretic Tudor Vianu, în cadrul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun. Este un eveniment organizat în parteneriat cu școli gimnaziale din orașul Giurgiu, școala numărul 1 Sfântul Gheorghe, școala numărul 8 Academician Marin Voiculescu, școala numărul 4 Mihai Eminescu și
școala numărul 7. Acest eveniment este deja la a treia ediție, având în vedere succesul pe care l-am avut în anii anteriori. Scopul principal este de a stimula interesul elevilor pentru studiul științelor și, nu în ultimul rând, de a promova activitățile realizate în cadrul Liceului Teoretic Tudor Vianu. Elevii de liceu le-au prezentat astăzi colegilor mai tineri din școlile gimnaziale diverse experimente desfășurate în laboratoarele de biologie, fizică și chimie. Activitățile au fost organizate pe ateliere sub îndrumarea profesorilor de specialitate și au stârnit interesul elevilor veniți în vizită. Liceenii s-au pregătit cum se cuvine pentru aceste experimente, astfel încât să își îndeplinească așa cum trebuie rolurile de gazde. Ce activități se desfășoară în Ziua Științei? Activități experimentale de fizică, chimie și biologie în cele trei laboratoare de fizică, chimie, biologie. Activități realizate de elevii de liceu pentru elevii de gimnaziu sub coordonarea profesorilor de fizică, chimie și biologie. Și, nu în ultimul rând, anul 2015 este Anul Internațional al Luminii și elevii au ocazia să prezinte mici experimente care pun în evidență fenomenele optice și marcăm în acest fel și Anul Internațional al Luminii. Ca să nu neglijăm partea umanistă, pentru că Liceul Teoretic Tudor Vianu este un liceu cu profil real și profil umanist, avem și o expoziție tematică Regalitate și Eleganță, o expoziție realizată tot de elevii liceului nostru, pe care vizitatorii au ocazia să o vizioneze. Ziua Științei face parte din acțiunile organizate de Liceul Tudor Vianu în programul denumit Școala Altfel. Tot în cadrul acestui program, elevilor de clasa a 8-a le este prezentat liceul în ansamblul lui și le sunt explicate oportunitățile oferite de această unitate de învățământ celor care vor opta să urmeze cursurile aici după terminarea gimnaziului. Fost vânzător și mai târziu avocat, a intrat în politică drept membru al Partidului Social-Democrat din Germania, al cărui președinte a fost o vreme. Al 7-lea cancelar al Republicii Federale Germania s-a născut pe 7 aprilie 1944, an în care tatăl său sosea pe teritoriul României. Militar în acea vară fierbinte de război, seniorul avea să nu mai revină în Germania. Gerhard Schröder s-a născut pe 7 aprilie în urmă cu 71 de ani și în acel fierbinte 44 în vară, tatăl său, Fritz Schröder, a murit ca soldat în România. Fiul avea doar câteva luni, iar seniorul era înmormântat în pământul mioritic la Ceanu Mare, Cluj. Gerhard va lucra mai târziu ca vânzător în Göttingen, localitate în care va absolvi dreptul. Va urma lansarea sa în politică alături de socialdemocrații germani din Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ajunge președinte al partidului și cancelar al Germaniei, al 7-lea din istoria statului federal. După primul mandat de cancelar, funcție supremă în Germania, Schröder mai obține unul în 2012 după disputa cu reprezentantul Uniunii Creștini Sociale, Edmund Stoiber. Cariera de cancelar federal a lui Gerhard se încheie pe 22 noiembrie 2005, odată cu depunerea jurământului de către Angela Merkel, succesoarea sa în funcție. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo, iar apoi emisiunile Punctul pe I și Între Da și Nu. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
Bine v-am regăsit la știrile din sport. Fotbalul nu ia pauză nici în săptămâna mare. Astra Giurgiu are meci în deplasare, joi cu Pandurii Târgu Jiu, finalista Cupei Ligii. Gorjenii au câștigat luni seară partida cu Petrolul Ploiești, iar Astra va avea viață grea în etapa cu numărul 25. Astra Giurgiu trebuie să spele rușinea înfrângerii din meciul cu CFR Cluj, joi la Târgu Jiu. Echipa lui Dorinel Munteanu are o misiune grea cu Pandurii, care a câștigat ultima etapă în deplasare la Petrolul Ploiești. Gorjenii au urcat pe locul 9 în urma ultimei victorii, în timp ce Astra a căzut pe poziția 5-a și se află într-o scădere de formă pe fondul arestării finanțatorului Ioan Nicolae. Budescu și Enache se gândesc doar la victorie în meciul cu finalista Cupei Ligii. Un meci foarte greu, o echipă foarte bună, o echipă cu jucători tehnici. Noi trebuie, v-am zis, să ne adunăm gândurile, trebuie să mergem acolo cu gândul de victorie. Cupele europene, sperați, nu? Sunteți acolo? Da, normal că sperăm și sperăm să ajungem pe locul 2 să le păstrăm. În meciul tur, în etapa 8-a, Astra a câștigat cu 2-1 meciul cu Pandurii prin golurile marcate de Bucari și Joauzinho. Astra nu a mai câștigat în deplasare de 5 etape atunci când Dorinel Munteanu debuta pe banca Astrei în meciul cu FC Botoșani, câștigat de Giurgiuveni cu 2-0. Trebuie, pentru că de asta ne antrenăm, să jucăm fotbal și să obținem cât mai multe victorii. Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu se joacă joi de la ora 19:15, însă nu este singurul meci al giurgiuvenilor din săptămâna mare. Campioana României, Steaua, vine la Giurgiu duminică în seara de Paște. Oracolul din Bălcești, Dumitru Dragomir, a anticipat că Astra va avea soarta Unirii Urziceni, adică se va desființa și va dispărea definitiv din fotbalul românesc. Astra le spun că până la vară nu își fac griji în privința aceasta, chiar dacă patronul lor se află după gratii. Condamnarea lui Ioan Nicolae nu este privită cu ochi buni de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Acesta este de părere că cel mai bogat om din România nu se va mai putea ocupa de afacerile sale de după gratii, iar clubul Astra, împreună cu alte afaceri ale lui Nicolae, vor avea de suferit și chiar vor dispărea. Părerea mea este că Astra o să dispară. Se va întâmpla la fel ca și cu Unirea Urziceni. Vor rămâne mulți șomeri după ce l-au închis pe Nicolae pentru că avea 11.000 de angajați. Fotbalul românesc este decapitat de mult timp și vor urma și alți oameni de fotbal. Unirea Urziceni s-a retras din campionat după sezonul 2010-2011, însă până atunci, vreme de 5 ani a avut o ascensiune continuă. În 5 ani a promovat din Liga a doua, a câștigat Cupa și Campionatul României, a evoluat în Champions League și Europa League, iar acum nu mai există. Teamă ca din vară s-ar putea să se strice lucrurile la echipă de tot? Nu ne este teamă, pentru că avem încredere în noi, avem încredere în clubul Astra, pentru că se vor rezolva toate problemele. La un an de la cele mai bune performanțe din istoria clubului, Astra traversează acum cea mai grea perioadă din existența sa. Nu știu, deocamdată e de vreme să vorbim, o să vedem la finalul campionatului ce se va întâmpla. Dar e oarecare tensiune acum și printre voi? Deocamdată nu se simte. După pedeapsa primită de Ioan Nicolae, afacerile au rămas pe mâna fiicei sale, Adina, iar clubul Astra este în continuare condus de Petre Buduru, președintele comitetului director. Școala numărul 2 Mircea cel Bătrân a organizat un mic concurs de gimnastică pentru fetele care urmează cursurile școlii. Inițiat de profesorul Costel Spânu, concursul este la a doua ediție și urmărește promovarea sportului în rândul copiilor. Competiția Micul Gimnast, așa cum s-a numit, a fost rezervată exclusiv gimnastelor. În micuța sală de sport a școlii cu numărul 2, fetițele cu veleități sportive din școală au fost invitate să participe la concursul Micul Gimnast, pentru a li se pune la încercare calitățile, deși multe dintre aceste fete practică atletismul în timpul liber. A prins acest gen de activitate în rândul copiilor, aveam și băieți, dar fiind în minoritate, am spus să organizăm concursul numai la nivelul fetelor și anul acesta au fost implicate și eleve de clasa a 4-a, în afară de faptul că desfășoară ora de educație fizică cu profesori la școală, fetele sunt și sportive de performanță. Concursul a fost organizat la inițiativa profesorului de educație fizică, Costel Spânu, și se încadrează în programul săptămânii Școala Altfel. În primul rând vreau să mulțumesc sponsorilor acestui concurs, Direcția Județeană de Trenin și Sport, domnul deputat Florian Nicolae și domnul Dan Mucenic, directorul Bibliotecii Giurgiuvene, care deci au adus mici cadouri pentru acești copii. Acest concurs este pentru fetițele de școala noastră și cu elemente din programa școlară, adică linie acrobatică cu diferite elemente pe care le-am învățat în timpul anului școlar. Suntem la a doua ediție.
Să sperăm că va continua această ediție. Fetele au avut de parcurs câteva probe care nu au fost foarte dificile și pe care le-au trecut sub atenta supraveghere a profesorilor de educație fizică prezenți la competiție. Ne-am bucurat de sponsor pentru că domnul Spânu a mers și la Biblioteca Județeană, la domnul deputat Nicolae Florian și văd că a prins la Direcția de, pentru Tineret și Sport a județului Giurgiu și toți acești factori s-au implicat în a acorda premii acestor fetițe și a face o bună propagandă mișcării. La final, sportivele participante s-au bucurat de premiile puse în joc de către organizatori. Acestea au fost informațiile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să faceți mișcare în fiecare zi pentru că sportul înseamnă sănătate. Miercuri, deși temperaturile cresc în regiunile extracarpatice, vremea rămâne mai rece decât în mod normal la această dată în toate zonele țării. Cerul va fi variabil cu înnorări și ceva ploi slabe în primele ore în est și precipitații mixte nord-vest și, bineînțeles, la munte. Izolat, dimineața vor fi condiții de formare a brumei. Vântul mai are răbufniri în est și sud-est, iar maximele vor fi între 6 grade în estul Transilvaniei și 15 grade în sud-vestul extrem. Și în Giurgiu, în prima parte a zilei de miercuri, mai sunt înnorări, dar șansele de ploaie sunt mici. Se încălzește, maximele ating 12-13 grade, iar vântul suflă cel mult moderat. Miercuri în județul Giurgiu se vor înregistra 12 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 13 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va bate cu o viteză de 11 km pe oră din direcția nord-nord-vest. Presiunea atmosferică va fi 750 mm coloana de mercuri, iar umiditatea 58%. Apele Dunării sunt în creștere cu 35-45 de centimetri, cota probabilă fiind 496 centimetri.